Amenințarea bullying-ului. Cum să nu devii o victimă? O resursă pentru disciplina consiliere și dezvoltare personală, clasa a șaptea. Indiferent dacă ați fost sau faceți parte dintre victimele bullying-ului, dacă vă interesează ce puteți face pentru a nu deveni victime, iată câteva recomandări care vă pot ajuta să preveniți sau să fiți mai bine pregătiți în fața acestor situații. Pentru a reține mai bine întrebările și a oferi răspunsurile potrivite, vă invit să fiți atenți și să vă notați în caiet sarcinile propuse pe parcursul acestei prezentări. Orice copil care este victima bullying-ului are nevoie de ajutorul și sprijinul adulților din jurul lui. Un element cheie, foarte important, pe care orice persoană trebuie să-l înțeleagă și să-l aibă în vedere, este că aceste tipuri de comportamente nu trebuie acceptate sau trecute cu vederea. Un prim pas important pentru a putea face față cu bine unui comportament de bullying este să-ți controlezi propriile reacții. În momentul în care vei plânge sau te vei infuria, nu vei face altceva decât îl vei încuraja pe agresor să continue, îi vei alimenta ideea că este mai puternic decât tine, ceea ce lui îi va da o satisfacție maximă. Exersați cu un prieten modalități de a reacționa cu calm și relaxat în situații de bullying, fără să-i arătați celui care vă agresează că vă temeți. Comportamentul vostru trebuie să fie cât mai firesc, calm și relaxat, astfel încât să-i transmiteți agresorului că sunteți puternici și că nu vă lăsați afectați. Gândiți-vă, ce ați spune și cum v-ați comporta? Agresorii îi evită de obicei pe cei care sunt sau par încrezători și siguri pe ei. Chiar dacă nu te simți 100% încrezător, exersează cu un prieten această atitudine. Stai drept, răspunde cu o voce calmă și clară și uită-te în ochii agresorului. Evită persoanele autoare ale comportamentelor de bullying. Încearcă să te îndepărtezi și părăsește sau evită spațiile pe care agresorii obișnuiesc să le frecventeze. Ignoră-i și nu le acorda deloc atenție. Prefă-te că nu-i auzi ce-ți spun. Comportă-te ca și cum persoana respectivă ar fi invizibilă pentru tine, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Dacă este posibil, este recomandat să pleci din situația respectivă. Ignorarea este o bună metodă atunci când comportamentul se manifestă întâmplător, însă nu și în situația în care ești ținta comportamentului de bullying în mod repetat. Altfel spus, dacă ți se întâmplă odată, ignoră. Dacă ți se întâmplă în mod repetat, atunci ignoră cuvintele, însă nu și acțiunile. În astfel de situații, este important să înțelegi că trebuie să soliciți ajutorul unui adult, să ai încredere că acesta nu te va judeca, ci va contribui la rezolvarea problemei tale. Pentru a fi pregătit pentru astfel de situație, gândește-te la 3 adulți cărora le-ai putea spune despre orice incident de bullying în care ai putea fi implicat. Exersează câteva forme de răspuns care arată indiferența, cum ar fi, de exemplu, cui pasă? Poate, posibil, nu știu, spuse pe un ton cât se poate de calm. Atunci când agresorii nu primesc răspunsurile așteptate, își pierd interesul față de tine și se vor retrage. O altă metodă pe care o poți aplica este răspunsul paradoxal, ceea ce înseamnă că în schimbul tachinării, poreclelor și insultelor, îi vei oferi agresorului un răspuns care îl va surprinde și la care în mod clar nu se așteaptă. De exemplu, dacă porți ochelari, ești victima glumelor pentru asta și ți se spune aragaz cu 4 ochi, ai putea răspunde politicos. Mulțumesc, ești foarte atent. Ce drăguț din partea ta că ai remarcat că port ochelari. De regulă, în astfel de situații, agresorii se așteaptă la o reacție de furie sau de supărare, iar un astfel de răspuns le va aduce o stare de confuzie și îi va lăsa fără replică. Răspunsul cu un compliment sau cu umor este un alt tip de reacție care descurajează bullying-ul verbal. De exemplu, dacă cineva râde de modul în care vorbești, ai putea răspunde cu un compliment. Tu ai o dicție perfectă, mă bucur că tu vorbești corect și nu întâmpini dificultăți precum cele pe care le întâmpin eu. Umorul este un alt tip eficient de reacție, deoarece este total diferit de răspunsul așteptat și arată faptul că nu există niciun punct vulnerabil care să fi fost atins.
În plus, râsul poate să schimbe o situație cu potențial de rănire într-una comică. Și acum o provocare. Formați echipe de câte două persoane. Gândiți-vă și descrieți pe scurt o situație de bullying verbal, fizic, socioemoțional sau cyberbullying. Poate fi o situație pe care ați trăit-o voi sau prietenii voștri. Ați văzut-o într-un film sau ați reținut-o dintr-o carte pe care ați citit-o. Pentru situația aleasă, identificați și exersați în echipă câteva modalități prin care ați reacționa dacă ați fi în situația respectivă în postura de victimă, astfel încât să-l descurajați pe agresor. Ce ați spune și cum v-ați comporta? Prezentați și colegilor modalitățile identificate. Mult succes! Nu uita! Împreună putem stopa bullying-ul. Informează-te pentru a te putea apăra. Ai încredere în tine. Ține cont de informațiile descoperite și aplică-le la nevoie.